Dragă Clujene, tânăr țăran sau tânăr orășan? Vârstnic de la țară sau vârstnic de la oraș? În live de astăzi vom aborda o temă extrem de sensibilă, și anume casa de la țară, pe care o ai, pe care nu o ai, dar poate ai putea să o ai. E bine să știi că dacă ai o casă la țară, familia ta va fi în siguranță. Și în acest live vom aborda câteva dimensiuni ale siguranței tale pe care ai putea să o ai în aceste vremuri mai tulburi pe care le trăim și care se pare că vor continua o vreme. E bine, trebuie să știi că regula numărul 1, că în vremuri de pandemie, în casa ta de la țară, vei fi în siguranță. Față de o casă pe care o ai sau un apartament în oraș. În timpul verii, orășenii în toată lumea devin refugiați climatici în satele montane. O noțiune nouă apărută de refugiat climatic. Știți, când e foarte cald la bloc, orășanul fuge. Acum fuge de pandemie. E bine, în vremuri grele de criză, de criză alimentară, familia ta ar putea să devină autonomă din punct de vedere alimentar. Să satisfacă nevoile alimentare. În casa de la țară. În casa de la țară, în vremuri grele de criză culturală, ai putea să te hrănești din tezaurul nesfârșit al înțelepciunii populare țărănești. Tot în casa de la țară, în vremuri dificile de criză climatică, familia ta va avea de mâncat și de băut. Cu prisosință. Într-o casă de la țară, și în special într-o casă de la munte, cu siguranță nu vei muri de foame. Dar tot în vremuri grele de criză, de criză demografică, comuna ta are șanse mari de a avea creștere economică datorită natalității mai mari pe care o ai în satul de la munte, față de satul de la câmpie sau față de oraș. În vremuri de criză morală, te vei salva cu legile nescrise ale neamului tău, față de derapaje pe care le vedem astăzi la nivel mondial. În vremuri grele de criză socială, vei fi în siguranță în căsuța ta de la țară, de la munte, de la șes sau de la deal. Cu siguranță vei avea copii mai fericiți și mai responsabili la țară, mai autonomi, mai descurcăreți, mai sănătoși, mai siguri pe ei, mai omenoși, mai cu bun simț și cu siguranță mai solidari. Când o să ai nevoie la țară de un ajutor, ai o șansă mai mare să-l primești de la vecinul tău. Pentru că acolo s-a dezvoltat în istorie un mecanism de solidaritate, că s-a numit clacă, că s-a numit altcumva. Vei învăța să pescuiești la țară și să primești peștere de gratis. Adică vei învăța acele elemente de manualitate care să-ți permită să poți să te descurci de unul singur. Chiar dacă ești orășan, jet by jet, și n-ai nicio legătură cu satul românesc. E bine, dacă ai o casă la țară, ai putea să nu mai fii dependent de serviciul tău, de patronul tău. Îți vei negocia diferit salariul sau venitul. Vei fi un om liber. Un om liber pe pământul tău, privind bucata ta de cer, plină de stele. Ai putea să te reconectezi și împăca cu natura. Și ai putea să retrăiești sau să trăiești în armonie cu ea. Te vei reconecta cu tradițiile, cu tumele, datinile, obiceiurile milenare ale strămoșilor tăi, pe care, evident, le vei promova turiștilor tăi. Haide să umplem ulițele satului cu vaci, cu oi, cu chiote de copii. Bucurii mari pentru turiști. Eu sunt lângă tine. Hai să facem treaba asta împreună în orice comună montană din România și special din județul meu în care locuiesc, Cluj. Doamne ajută!